Domnule Negrescu, prin plafonarea adaosului comercial, oamenii trebuiau ajutați, dar vedem că marile magazine au găsit măsuri prin care să fenteze această lege și tot clienții să fie păcăliți. Da, pentru că nu avea nicio șansă ca acea plafonare a adaosului comercial să funcționeze într-o economie de piață în care fiecare își găsește soluții pentru a face profit. Nici acest ordin, din punctul meu de vedere, nu va avea nicio șansă de reușită în condițiile în care poate fi evitat foarte ușor, la cum arată în momentul de față. E doar o simplă măsură de imagine și nimic altceva. Nu cred că vom vedea magazinele pline de anunțuri cum că gramajul a scăzut și prețul a rămas același. E o aberație pe care probabil producătorii o vor evita foarte ușor. Știți cum? Vor reduce și prețul cu 1%. Deci poate vor reduce gramajul poate mai mult, dar vor reduce și prețul cu 1-2% și felul ăsta nu se mai încadrează în prevederile acestui ordin. Adică e atât de simplă soluția de a evita acest ordin încât cred că mai trebuie rumegat, ca să zic așa, între ghilimele, acest ordin al ANPC-ului, în așa fel încât să fie mult mai amplu și să evite, practic, toate aceste metode prin care legislația poate fi oferită. Vom vedea dacă va mai continua această măsură a adaosului comercial.